În a doua zi de Crăciun, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit sfânta liturghie în biserica mănăstirii istorice Negru Vodă, din câmpul lung Mușcel. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să caute permanent ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos prin mijlocirea Maicii Domnului. Mamele noastre, care ne-au născut pe noi, au fost sub omoforul binecuvântat a Maicii Domnului. Ce lucru minunat! Și atunci, fiind sub omoforul Maicii Domnului, toate femeile din lume cu familiile lor, înseamnă că este binecuvântată și țara, și familia, și țara, poporul în sine și întreaga omenire care este în slujirea lui Dumnezeu, prin creați nașterea lui Hristos să ne fie de folos. Ce bucurie extraordinară! Pentru că atunci când noi sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos, sărbătorim fără doar și poate nașterea noastră a tuturora și se sărbătorește în chip mondial familia creștină de pe Mapamond. Sărbătoarea de astăzi a Soborului Maicii Domnului nu este altceva decât o pricină de bucurie, bucurie duhovnicească. Pentru că, așa cum a spus Părintele Stăniloae, prin Maica Domnului, avem în cer o inimă de mamă. Această bucurie astăzi este amplificată de venirea în mijlocul nostru a chiriarhului eparhiei Argeșului și Mușcelului, care ne-a binecuvântat ca să primim cu toții harul dumnezeiesc, harul de care avem atâta nevoie, mai ales în aceste zile de grea încercare. Dumnezeu, pentru rugăciunile Maicii Domnului, să binecuvinteze mănăstirea noastră, să binecuvinteze pe toți închinătorii care au venit astăzi în număr însemnat și să ne dăruiască toate cele de folos sufletelor și trupurilor noastre. Mănăstirea Negru Vodă a fost desființată în 1959 de regimul comunist și a fost reînființată în anul 1989.